Au fost clipe de panică în gara din Caracal în această seară. Un tren privat de marfă cu 38 de vagoane încărcate cu propan a întâmpinat scurgeri de gaz. În urma apelului la 112 a fost semnalat un nou pericol de explozie. La fața locului au fost dislocate două autospeciale de stingere, o autospecială chimic, biologic, radiologic și nuclear și două autospeciale pentru intervenție. Patru trenuri de călători au fost oprite în stațiile limitrofe și a fost balizat un perimetru de siguranță de 400 de metri. Colegul meu, Ștefan Edverge, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre, este în direct alături de noi. Ne dă mai multe detalii despre întreg incidentul. Bună seara, Ștefan. Ce s-a întâmplat? Înțeleg că au fost clipe de panică și vreau să știu cum s-a terminat totul. Vorbim despre un tren privat de marfă care circula pe relația Pasărea-Glogovăț și avea în compunere 38 de vagoane, dintre care 8 încărcate cu gaz. Riscurile aferente transportării pe calea ferată a unor asemenea materiale inflamabile sau explozive sunt reduse comparabil cu șoselele, dar totuși există riscuri, iar atunci când are loc o eroare umană, o problemă tehnică sau ambele concomitent, efectele pot fi catastrofale, nu dezastroase. Faptul că CFR Infrastructură a luat măsuri imediate de oprire a trenurilor de călători și ținerea acestora în stațiile vecine stației Caracal denotă faptul că există posibilități de prevenire a unor tragedii, chiar dacă, să zicem, acel tren cu gaz ar fi explodat. Doamne ferește! Problema este că vorbim despre cantități de materiale, de gaz, de 10-20 de ori mai mari decât cele transportate pe rutier. Vestea bună este că s-a reluat traficul jur orei 21:30. Din primele concluzii, a fost o defecțiune tehnică, ceva de natură tehnică, sau cineva ar fi deschis acel robinet. Cred că se impun controle la toate stațiile de cale ferată din România, unde se manevrează astfel de materiale inflamabile. Nu trebuie să avem o crevedie și pe calea ferată. Doamne ferește, într-adevăr, mulțumesc tare mult, Ștefan Edveș, pentru intervenție și pentru aceste informații. Important este că lucrurile au revenit la normal și că situația s-a remediat în foarte scurt timp. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție.